În numele Tatăl, Sfântului Duh. Amin. Vin floriile cu soare și soarele cu florii. Iubiți credincioși, cam așa a știut poporul român să traducă această sărbătoare. Deși ani de zile au fost ploioși, alți ani de zile au fost cu soare, totuși așteptăm ca de florii să se schimbe ceva. Așteptăm să încheiem o perioadă din viață și să începem alta. Și chiar îmi propusesem săptămâna aceasta, luându-mă nebunește după prognoze, să vă vorbesc despre soare într-o zi ploioasă. Pentru că așa arătau prognozele la început de săptămână. Și astăzi sunt puțin blocat pentru că este soare. Dar până în seară sigur va ploua. Și totuși am zis să vă vorbesc despre florii și despre soare, pentru că îmi aduc aminte din copilărie, când eram fascinat de cei care veneau cu căruța, cu coviltiri, nu știu cum se mai numește acum, decapotabilă sau altfel, veneau să vândă mere. Se aduceau mere din Vâlcea, pentru că aici poposiseră strămoșii în perioada interbelică, prin anii 20, și plecau de aici cu mălai, cu ouă, și cu alte produse. Era un fel de troc. Dar ce m-a impresionat pe mine era faptul că se cântăreau și unele și altele. Dar cu ce se cântăreau? Cu balanța. Și eu credeam că balanța este făcută din două talere și are pe mijloc un anumit unt în care să se miște aceste talere. Ei bine, așa știu eu teoretic, dar am văzut ce înseamnă o balanță cu care să se măsoare cantitatea de mere sau de grâu. Era o balanță de mână și avea un braț mai lung, iar talerele nu erau puse la jumătate, așa credeam eu. Pentru că nu era sprijinită de jumătate brațul central, avea o greutate care se ducea în partea cealaltă și spunea exact ce cantitate ai pus în taler. Întotdeauna m-am întrebat de ce nu este la jumătate prinsă acea balanță. Și astăzi, în Duminica Floriilor, aflu de ce. Lungimea postului este de 49 de zile. Dar astăzi se termină postul și este a 42-a zi. Și se termină postul, poate nu știați, dar nu vă bucurați înainte de vreme. Se termină postul pentru că săptămâna următoare este într-o altă categorie de post. Nu se mai numește post. Este o săptămână ascetică în care trebuie să ne amestecăm gândurile, să le spălăm, să le curățim și să le scoatem la înviere curate. Vă să zic că din această lungime a dreptății balanței, nu la jumătate se află axul, ci se află spre ce capăt? Nu capătul care măsoară dreptatea, ci capătul care conține marfa. Înseamnă că de la partea aceasta, care nu este jumătatea postului, începe o parte a cantității și a calității postirii noastre. Până acum am postit așa ca să ne antrenăm. A fost brațul pe care se mișcă indicatorul de greutate și de valoare. Este un braț mai lung, dar acum ne așteaptă brațul scurt. Și brațul scurt ne dă cantitatea și calitatea postirii și întregii vieți duhovnicești pe care o avem de făcut. Iubiți credincioși, ne-a așezat Dumnezeu această balanță prinsă de lumină. Pentru că de-aia au spus strămoșii noștri, vin floriile cu soare și soarele cu florii. Pentru că soarele este acum așezat către partea finală a întregului post și ne arată cum trebuie să postim. Iubiți credincioși, trebuie să știm în primul rând cine suntem noi și cine cred ceilalți despre noi că suntem. Ieri am avut o mare bucurie să sfințesc o casă chiar lângă mare. Era pe la etajul 7 și se vedea
pe balcon, pur și simplu, numai marea. Când am făcut cădirea care se face la început, am mers cu tămâia și erau și un copilaș pe care îl botezasem eu în urmă cu vreo 3-4 ani, care se uita după mine și în momentul în care am pășit pe balcon, mi-a făcut așa, pa, părinte. Asta înseamnă că acel copil aștepta de la mine să o iau pe mare. Orică mă vorbiseră prea de bine în casă, înainte de a veni eu. Orică el mă mai văzuse pe la biserică și se împărtășea duminica, cel puțin pentru mine mi-a dat de înțeles că nu trebuie să-l dezamăgesc. Și când m-am întors din balcon, am zis, nu vreau să te dezamăgesc, dar mai am treabă. Până să o iau pe mare, mai am desfințit câteva case. Dar mi-am propus să-mi păstrez această imagine în ochii lui, pentru că atunci când să plec, m-au atenționat toți. Ați auzit ce a zis? Bineînțeles că am avut și dialog cu el, că am auzit ce a zis. Dar vreau să vă spun că mai am treabă până când să o iau pe mare. Iubiți credincioși, dacă cineva vă vede într-un anumit fel, nu trebuie să-l dezamăgiți. Dacă cineva vă vede în stare de lucruri mari, să știți că Dumnezeu vrea să faceți aceste lucruri mari. V-am mai spus și altă dată că un șef și-a lăudat în fața subalternilor pe un alt subaltern atât de tare încât friza ridicolul. L-a făcut erou și l-a făcut în tot felul de bine încât își dădeau coate cei care îl cunoșteau. Și la un moment dat s-a simțit bietul om și a zis, șeful, nu vă supărați, mă, dar nu e chiar așa. Și atunci s-a întors cu blândețe și a zis, dacă nu e chiar așa, înseamnă că așa trebuie să fie. De acum înainte să străduiești, să te ridici la nivelul caracterizat pe care ți-am făcut-o. Iubiți credincioși, asta vrea Dumnezeu de la noi. Să știm cine suntem și mai ales să știm cine știu ceilalți despre noi că suntem. Pentru că cel mai adevărat lucru este ce știe Dumnezeu despre noi că suntem. Despre Mântuitorul se știau multe, se bănuiau altele și mai multe. Era așteptat într-un fel sau într-altul. De exemplu, cei care vroiau să scape de jugul roman. Acum să nu credeți că jugul roman era un fel de ustensilă cu care să ară. Era mai ales un jug al impozitelor. Ca să vă traduc așa, un fel de ANAF. Că suntem în zodia ANAF-ului. Chiar îmi spunea cineva că s-a făcut la un dat un concurs și a venit cineva și a stors o lămâie. Și a zis, din acest moment, cine mai stoarce din lămâia asta măcar două picături, are un premiu mare. Și bineînțeles că s-au încumetat mulți. Dar omul a spus și simplu așa, cum lămâia era stoarsă, definitiv. Și mai spre ieșire așa, un bătrânel ridică mâna, niște ochelari așa, cât sticla de lampă, a ridicat mâna, vreau și eu. Hai mă, tataie, vină, că ai concurs, concurs. Nu te-ai inscris, dar hai să vedem. Și ia tataie la lămâia în mână și mai stoarce încă vreo 10-15 picături din ea spre stupefacția tuturor. Și dă să plece și ia banul premiului și când să plece, îi spune, stai puțin așa, dar... Nu te supăra, dar în civilie, în afară de circoteca de noi făcuse acum, ce faci, mata? Lucrez la ANAF. Asta apropo de jugul roman. Jugul roman era plin de bunătăți, dar nu pentru popor. Pentru cei care colectau dări. Și poporul, o parte dintre popor, cum suntem și noi o parte din popor, să știți că nu toți așteaptă să cadă ANAF, nu? O parte din popor aștepta ca să vină un Mesia eliberator. Să vină cineva care să îi scape de taxe. Că, slavă Domnului, războaie nu prea erau, nu prea le luau copiii pe la lupte și așa mai departe, dar să îi scape de taxe. Și aceștia, când a aflat că e unul care începe să-și facă loc în sus, adică să fie cunoscut, să aibă nume bun, a zis, ăsta e. Și când îl vedeau, de asta vreau să vă spun că trebuie să știm cum ne evaluează ceilalți. Când l-au văzut că vine spre cetatea lor, a zis, gata, ăsta e. Era un obicei
ca cei care veneau în calitate de conducători într-o cetate să-și facă de la început stabilit programul, nu electoral, că nu-i alegea nimeni, ci programul de guvernare. Dacă venea pe cal și cu sabia scoasă, aoleo, începeau războaie. Să știa. Dacă însă venea fără sabie și în loc de cal venea călărind un asin, era clar că veneau vremuri culturale, veneau vremuri de viață spirituală și veneau vremuri bune pentru mame, pentru copii care nu mai puteau să fie trimiși în război și mai departe. Și Mântuitorul, ca să își trimită de la început această intenție de a-i conduce, a trimis să-i se aducă un asin și un mânz. Și aceștia, când au văzut ce va fi fost în capul celor care așteptau un războinic, vă imaginați că deja au început să fiarbă sângele ei. Păi ce facem? Noi așteptam să vină într-un fel și vină altfel? Bisericioși, asta este învățătura pentru noi. Să fim pregătiți ca dacă cineva ne-a evaluat într-un fel, atunci când noi încercăm să spunem că nu suntem așa, trebuie să o facem cu multă diplomație. Pentru că dacă am face așa direct, s-ar putea să fim linșați. Și iată că vine pe mânzul asinei, fără sabie, fără armate, fără oști. Și cei care au văzut lucrul acesta se întrebau, vedeți ce se întâmplă? Și unul dintre ei a întrebat chiar pe Mântuitorul, vezi tu acestea? Pentru că, ce se întâmpla? Își puneau hainele peste asinul respectiv, după care, după ce s-au umplut asinul, puneau hainele pe cale, tăiau ramuri de copaci, cum o să plecăm și noi de aici de la biserică, cu ramuri de salcie, și strigau, Osana, fiul lui David, bine este cântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și, ca să spunem așa, cărpotașii i-au zis, auzi tu ce zic aceștia? Și le-a răspuns Mântuitorul, da, dar voi n-ați citit ce s-a spus de demult, adică în proroci și în psalmi, că din gura pruncilor și a celor ce sug se va aduce laudă? În românește le-am închis gura, dar pentru puțină vreme. Pentru că atunci când se închide gura vrășmașului, se deschide calea alianțelor. Și au început urzeala, care se va întâmpla încă în câteva zile, și va culmina cu Golgota de vineri și apoi cu învierea. Iubiți credincioși, noi suntem aici adunați, însă, să trăim acest moment. Chiar cineva a vrut să inducă anumite stare, și anume un nor așa de umbră peste acest praznic și vorbea chiar de aici. Era un coleg de-al meu, spunea despre faptul că odată un copil de Florin la biserică plângea. Și l-au întrebat copiii, l-au întrebat părinții, de ce plângi? Pentru că e o zi de bucurie. Ce da, dar mi-aduc aminte de anul trecut, că după sărbătoarea asta o să-l bată, o să-l răstignească. Și ce, voi chiar așa ați uitat? Și se trăgea o concluzie că noi, de fapt, suferim de o boală care se numește spectatorism. Ei cred că era valabilă acum 30 de ani. Acum nu mai e valabilă. Trebuie să trăim clipa, nu în sensul trăiește-ți clipa, ci să trăim creștinește clipa. Și anume, astăzi Mântuitorul intră în Ierusalim. Dacă ar fi intrat în Ierusalim preocupat de gândul ce se va întâmpla în 3 zile cu el, ar fi intrat un om posomorât, nici măcar pe un cal, ci pe un asin, mânzul asinei fiind în lume. Iubiți credincioși, trebuie să știm ce atitudine avem când ne ducem către un praznic sau cum întâmpinăm viața. E posibil ca de mâine încolo să vină lucruri peste noi care să ne acopere într-un fel puterile. Dar ce facem cu astăzi? De ce
să ne posomorâm de astăzi, că vezi, Doamne, de mâine nu știu ce se va întâmpla. Dar poate că mâine nu mai răsare soarele peste câțiva dintre noi. De ce trebuie să amânăm bucuria și fericirea? Sau să spunem, uite, este o săptămână în care trebuie să ne văietăm și după aia, după Paști, o să ne bucurăm cu adevărat. Astăzi, iubiți credincioși, este un prilej deosebit de a vedea că săptămâna aceea nu există. Săptămâna de astăzi, până duminica viitoare, nu există. De ce? Uitați-vă acum la frații noștri catolici și protestanți care astăzi au Paștele. Pentru mine este cel mai frumos exemplu. Astăzi sunt și florile, astăzi sunt și Paștele. Și duminica viitoare va fi la fel. Și mâine va fi la fel. Pentru cel care percepe lucrurile frumos. Pentru cel care astăzi este posomorât și mâine va fi posomorât și duminica viitoare va fi posomorât. Poate că duminica viitoare nu o să mai fie soare nici așa cât să ne iasă nouă niște selfie în costalgie. Poate că duminica viitoare se întâmplă lucruri pe care nu le mai vedem sau cineva dintre noi nu mai este și nu ne bucurăm așa. Trebuie să știm că bucuria este astăzi. Fraților, astăzi se spune binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și să știți că într-un numele Domnului vine bucurie, nu vine tristețe. Nu trebuie să propovăduim acum, vezi, Doamne, că de mâine încolo trebuie să ne gândim, bineînțeles, problema problemelor, ce mâncăm, ce facem cu peștele de rămâne. Și tot felul de griji, nu? Să știți că nu sunt rupt așa de mult. Încă n-am luat-o pe fereastră, pe spre mare. Mai am ceva, așa, am promis că până la urmă o luăm, să mergem și pe, în sensul că să învingem tot ce este al nostru. Dar până atunci sunt foarte realist și vă spun că problemele adevărate ale noastre trebuie să le rezolvăm astăzi, nu mâine. Nu mâine. Acum nu mă gândesc ce fac eu duminica viitoare de unde iau mielul și mă descurc. Nu! Astăzi este o bucurie. Și mâine este o altă bucurie. Mâine este o bucurie desăvârșită că ne apropiem încet, încet de axul dreptății care am spus nu este la jumătate. Axul dreptății niciodată nu e la jumătate. Cine crede că deține o distanță mai mică spre axul dreptății, nu face altceva decât să se depărteze de talerul cu faptele. Că talerul cu banii e în partea cealaltă. Și trebuie să știm că acum suntem mai aproape de ax în măsura în care suntem mai aproape de talerul cu fapte. Iubiți credincioși, această mare bucurie pe care o am astăzi de împărțit cu dumneavoastră este în primul rând bucuria de a deplasa dintr-o parte într-alta Duhul. Știu că nu v-a fost ușor celor care ați primit canonul de la mine păcătosul și nemernicul să veniți să ne bucurăm aici. Dacă ați făcut-o cu bucurie, ați înțeles că praznicul este dincolo de canon și este dincolo de ceea ce considerăm noi comod pentru noi. Astăzi ați dat dovada că știți ce înseamnă pelerinajul. Astăzi a fost un pelerinaj al sufletelor care au adus și trupurile. Pentru că sufletele sunt de multe ori în locuri diferite. Important este să vă spun că, de exemplu, astă iarnă, prin ianuarie, mă duc tocmai pe la lunga Bradului, 100 de kilometri de la Sovata, mai în sus, trecând prin Reghin. Și mă duc la colegul meu și, bineînțeles, că eu pe unde mă duc, am lucrurile foarte bine așezate, când este soția lângă mine. Ei, în Sfântul Altar n-am putut să intre după mine, să vadă dacă mi-am luat de la veșmânt tot. Și rămăseseră mânecuțele acestea la părintele în altar. Și peste vreo 3 săptămâni, când își dă seama părintele că nu sunt ale lui, o sună tot pe soția și zice, și-a uitat părintele. Bă, zic, sigur un semn trebuie să vin să slujesc acolo, pentru că eu cu veșmântul ăsta, să știți că am slujit de vreo 3-4 ori la Paris, am slujit la Bergen în Norvegia, ăsta este de plecare. Și mă leagă foarte mult amintirea că am slujit la mormântarea părintelui Arsenie și cu acest veșmânt eu mă legitimez în fața lui Dumnezeu că sunt călătorul. Și fără el întreg nu puteam să slujesc în fața dumneavoastră. Să vă mărturisesc că am pus să fac o slujbă în afara parohiei noastre și de bună văstire. Și nu mi-a ieșit. Și semnul mi-a venit
vineri seara, când primesc un telefon, părinte, avem să vă aducem ceva. De la munca bradului. Bineînțeles că știam ce. Dar cum să mi le aducă? Și erau doi fii duhovnicești ai mei care s-au dus să cumpere un pământ pe acolo și de vorbă în vorbă au întrebat cei de acolo, dar părinte de aici l-ați văzut? Părintele, eu unde e, eu sunt nimic, copil, era baba, într-adevăr, poate să transmită, numai tăcând, eu trebuie să vă zic ceva ca să transmit ceva. Dar părintele are un har, de, numai când îl vezi, transmite ceva. Hai mă să mergem. Și părintele le-a pus două întrebări. De unde sunteți? De la Constanța. De la Constanța. Cunoașteți pe unul părintele Marius? Zice, da, e duhovnicul nostru. Da, bine, dați-l este. Acum vă imaginați ce incidență putea să aibă această întrebare și acest răspuns. Câți din Constanța mă cunosc? Mă cunosc câțiva. Așa, am adresele sau am în telefon vreo 9.000 de oameni, puțin 9.000 de oameni față de 500.000 cât are Constanța, e puțin. Dar ca să fie chiar și fiind duhovnicești a fost mare lucru. Și le-am primit cu mare bucurie și am zis, e, înseamnă că ceea ce mi-am propus eu de mult, deși nebunia mea deja dăduse canoane ca duminica să se slujim aici. Și eu totuși mai așteptam semn. Așa cum așteptam să vină ploaia astăzi. Și uite că Dumnezeu mi-a dat numai pe cele bune. Așa se întâmplă cu cel care vrea să vină cu sinceritate să facă ceva. Ați venit aici cu sinceritate să faceți o atmosferă și să o creați frumos. Eu știu sigur că Mântuitorul este în mijlocul nostru și suntem cei care astăzi strigăm Osana fiului David, bine se cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Și de mâine nu ni se cere decât să ne abținem, să nu strigăm odată cu ceilalți, răstignește-l, răstignește-l. Să știți că și pe vremea Mântuitorului, în momentul acela, nu strigau chiar toți, răstignește-l. Dar dacă s-a obținut majoritatea absolută, ăsta a fost rezultat. Mă rog unui Dumnezeu, împreună cu părinții care m-au primit astăzi deosebit, părintele Eugen, care mă suportă de multă vreme, și părintele Dumitru, care de-abia m-a cunoscut, și căruia i-am spus că nu o să scape ușor de mine. De fapt, părintele văzuse niște cărți cu numele meu semnate de până 82 și și-a dat seama că am rădăcini foarte, foarte adânci. Cred că acum se bucură și unchiul meu, părintele Gheorghe, care avea biserica la fel de plină cum este acum, la fiecare duminică. Și cred că se bucură și mama mea, Floarea Florica, pentru că și-a luat un canon să nu lase nici pe Sfântul Nicolae chiar așa de izbeliște, să-i mai spună de când în când. Vezi că părintele ăla al meu mai pleacă așa, dar tot aici rămâne. Dacă n-am putut să rămân acolo decât cu Duhul, a rămas și mama până la jumatea zilei ca să mă țin acolo. Și cred că bucuria este mare să constați că poți să vorbești despre Hristos cu lumină. Nu cu cernita explicație că de mâine începe calvarul, ci cu luminoasa bucurie că astăzi este o zi a Domnului și în măsura în care știm că de mâine încolo să ne purtăm frumos, ne apropiem, așa cum am spus, de brațul cel scurt al faptelor, ca dreptatea în partea cealaltă a brațului celui drept și lung să ne poată număra în ceata dreptilor. Să vă dea Dumnezeu răsplată multă pentru tot ceea ce ați făcut, ajutor în tot ceea ce faceți, iar de mâine încolo să știți că începe postul cu adevărat. Până acum doar ne-am antrenat. Dar astăzi este o bucurie de plină, bucurie pe care să o împărțim cu cei care poartă nume de flori și să știți că mai există un nume care este servat astăzi și care nu este de floare și nu are nicio legătură cu floarea. Ozana. Acest să trăiască Ozana! Acest nume vine de la Osana, fiul lui David. Și este ziua onomastică pentru cei care au acest nume. De la apa care ne udă amintirile din copilăria lui Creangă, până la mine personal, care îmi desăvârșește familia al doilea copil, rămânând ca în două săptămâni să vă pot da vestea
dacă voi avea nepot sau nepoată. Aha, așa să fie. 90% am înțeles că am scăpat de grija băieților, pentru că nu sunt specialist în așa ceva. Este posibil să fie fată, ceea ce mă rog foarte tare, pentru că o specializare în, această situație e foarte dificilă și m-aș bucura. Dar dacă am un canon dus mai departe, trebuie să-l duc. Vă mulțumesc încă o dată că ați știut să marcați această sărbătoare extraordinar și nu vă dau voie să fiți triști nici măcar de mâine încolo. Și îmi permit ca în fața dumneavoastră să le transmit și fraților noștri, catolici și protestanți, că noi, credincioșii, nu i-am uitat. Noi așteptăm să facem sărbătorile împreună, când va rândui Dumnezeu, dacă va rândui Dumnezeu, dar până atunci să-i asigurăm că, de fapt, în fiecare zi este învierea Mântuitorului. Așa să ne ajute Dumnezeu.